Destinul a vrut, maestre Remus Georgescu, ca aproape 4 decenii din viața dumneavoastră să-i dăruiți Timișoare. A fost generos destinul? Aș spune da. Într-adevăr, anul viitor se vor împlini 40 de ani de când am fost numit dirijor prin concurs la Filarmonica din Timișoara. Deci relația mea cu Filarmonica din Timișoara este o poveste de iubire care durează de aproape 40 de ani. Ceea ce este reconfortant pentru mine, pentru că totuși au fost cei mai frumoși ani din viața mea pe care i-am dăruit Filarmonicii. De ce ați dorit să veniți aici, tocmai? A fost un concurs de împrejurări. Eu m-am născut la Timișoara, dar aceasta a fost o întâmplare pentru că toată tinerețea mea, copilăria mea a fost legată de peregrinările tatălui meu, de cariera tatălui meu, care era magistrat. Când m-am născut eu, dânsul era judecător la Deta. Și în felul acesta m-am născut eu la Timișoara, dar sigur nu am stat decât cât a stat mama la clinică, pe malul Begă, m-am născut. Și nu am revenit decât mulți ani mai târziu ca invitat al Filarmonicii. A fost și aceasta o întâmplare. În 1968 eu eram dirijor la Târgu Mureș și s-a anunțat concurs la Timișoara, m-am prezentat, am câștigat concursul și în toamna 68 eram deja numit dirijor. Ei bine, iată aproape 40 de ani de când v-ați stabilit aici, dirijor la Filarmonica Banatul din Timișoara. Era un moment fericit, o oportunitate fericită pentru dumneavoastră, pentru că în istoria de 20 de ani de până atunci a Filarmonicii, aceasta trecuse prin mai multe mâini, cum s-ar spune. Iar dumneavoastră aici v-ați găsit și acea, știu eu, dorința dumneavoastră de a se împlini cea de dirijor formator de orchestră. Ei bine, cum dirijorul aici s-a putut împlini din acest punct de vedere? Îmi amintesc cu mare plăcere, cu emoție, primele concerte pe care le-am avut după numirea mea la Timișoara. Era o perioadă în care radioul București transmitea concertele de duminică. Duminica dimineața, concertele filarmonice care aveau loc sâmbătă seara și duminică dimineața, erau transmise la radio. După ultimul acord, să spunem, al concertului, eram chemat la telefon. Era maestru Mircea Popa de la București, care ascultase concertul și îmi dorea să vorbească cu mine, să mă felicite și să-mi exprime satisfacția dânsului, că sunt cuvintele pe care mi le spunea domnia sa, că Filarmonica este pe mâini bune. O filarmonică de care maestru Mircea Popa era foarte atașat. Iar atunci dumneavoastră ca formator, unde vă revendicați anumite câștiguri aduse Filarmonicii? Este greu de spus. Lucrurile au evoluat uneori altfel decât am fi dorit noi. Sigur, consider că dirijorul permanent este dirijorul formator al orchestrei. Deci, într-un fel, orchestra este cartea de vizită a dirijorului permanent. Sonoritatea orchestrei, stilul de muncă, stilul de lucru al orchestrei este cumva creația dirijorului permanent. Sigur, eu am avut și șansa de a colabora în cadrul Filarmonicii cu maestru Boboc, cu maestru Hoinic, Mircea Hoinic, nu? Deci doi maestri de la care aveam foarte multe de învățat.
am fost foarte onorat de colaborarea cu acești muzicieni, pe de-o parte. Pe de altă parte, la data aceea, orchestra probabil că era mult mai puțin experimentată, să spunem, decât a devenit în timp. Dar am realizat cu ei foarte multe lucruri importante, nu numai turnee în străinătate, dar înregistrări, concerte cu totul și cu totul deosebit. Am frecventat, am traversat împreună un repertoriu imens și în special, acest lucru îl făcea și maestrul Boboc, repertoriul contemporan. Cât mai aproape. De fapt, era o perioadă în care repertoriul contemporan era oarecum prohibit la noi. Însemna închiriere de note muzicale de la editurile din străinătate. Am făcut mult braconaj, trebuie să recunoaștem, dar în felul acesta și publicul filarmonicii din Timișoara a fost un public, a devenit în timp un public foarte exigent, un public foarte pretențios, foarte cultivat. Din păcate, acest public cumva s-a pierdut, au îmbătrânit, au plecat foarte mulți din abonații filarmonici, dar vine un nou public, mă bucur să văd acum în sala de concert foarte mult tineret. Sigur, sala liceului de muzică în care cântă filarmonica la ora actuală este o bijuterie, este o mare șansă să cânți în această sală, care obligă orchestra la autocontrol. Dar în același timp este o sală mult prea mică și sub posibilitățile acestui oraș. Sper că acum, în curând, filarmonica să se întoarcă la casa ei, care este sala Capitol. Ați putea să ne dați câteva exemple vis-a-vis de compozitori inediți, lucrări inedite dăruite în acea perioadă Timișoare? Îmi amintesc cu mare plăcere o experiență temerară întreprinsă împreună cu maestru Boboc, integrala simfoniilor de Bruckner. Asta a fost o școală extrem de importantă pentru orchestră. Filarmonica din Timișoara a devenit în timp o platformă foarte căutată de lansare a muzicii contemporane românești, a muzicii noi. S-au cântat aici foarte multe lucrări care s-au dovedit a fi veritabile capodopere ale muzicii contemporane românești. Prime audiții absolute de George Enescu, Vadul la Natur, Châtelain, chiar și Rapsodia de Albeniz, Rapsodia spaniolă de Albeniz, orchestrată de George Enescu, s-a dat în prima audiție aici. După aceea lucrări de mari noștri compozitori, semnate de Ștefan Niculescu, de Pascal Bentoiu, de Tiberiu Ola, de Anatol Bieru, deci mari maestri ai muzicii românești, toți au avut posibilitatea să-și asculte lucrările prezentate în prima audiție absolută la Timișoara. Cred că este un titlu de mândrie al acestei filarmonici incontestabil și este într-adevăr este recunoscut de toți compozitorii, de toată lumea muzicală. Compozitorul Remus Georgescu a avut curajul să încredințeze dirijorului Remus Georgescu și altor dirijori lucrări ale sale în interpretarea pentru întâiași dată de către Filarmonica Banatul din Timișoara. Majoritatea lucrărilor pe care le-am scris în acești 40 de ani pentru orchestră sau pentru cor au fost interpretate într-adevăr de Filarmonica din Timișoara. Unele chiar le-am dedicat acestui admirabil corp sonor, care este orchestra și corul filarmonice. De exemplu, primul oratoriu al meu, Cântare străbunilor, este dedicat memoriei mamei mele, care a decedat în 1977, anul în care am scris, am terminat acest oratoriu, dar și filarmonicii din Timișoara, care în același an, în cadrul sărbătoririi 100 de ani de la războiul de independență, din 1877,
l-a cântat în prima audiție la Timișoara, la Reșița, și într-un turneu în Bulgaria, la Sofia, la Ruse. Deci o dublă dedicație. Sigur, este firesc, pentru că Filarmonica a devenit a doua casa mea, a doua familia mea. Pentru mine, Filarmonica aceasta nu este o, așa, o noțiune abstractă.